Colega mea, Anca Bum, ne spune și astăzi ce putem urmări în această seară în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania. În această seară, de la 20:30, la Cinema Florin Piersic va rula filmul Plasa de Țânțari, iar de la 22:30 puteți viziona filmul belgian Cap de Taur. La Casa de Cultură a Studenților va rula cu începere de la ora 21 filmul italian Gianni și femeile. Cinema Victoria vă așteaptă în cea de-a șasea zi cu scurtmetrajele Pentru Mama și Tata și Extra Sezon. Tot la Victoria, de la 21:30, puteți vedea și filmul Fără cale de întors, premiat în 2010 pentru cel mai bun film. La Cinema Arta, filmul românesc în regia lui Lucian Pintilie, duminică la ora 6, va începe de la 20, iar de la 22:30 va rula Noapte bună, bună dimineața. Sălile Odeon vă așteaptă pentru a vedea filmele Omoară-mă, te rog, Într-o lume mai bună, Acasă de Crăciun, Bărbat în baie și Camera sinucigașilor. Filmul Ursul, în regia lui Dan Chișu, va rula în Piața Unirii tot în această seară, începând cu 21:45. În Mănăștur și la Centrul Cultural Francez vor rula filmele maghiare cu începere de la ora 22. Vizionare plăcută!